Scandal la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea din cauza directorului adjunct. Cei 30 de salariați ai instituției reclamă o serie de presiuni, precum și faptul că le este obstrucționată activitatea și le arată cu degetul pe Viorel Sminticiuc, inspector șef adjunct responsabil de securitatea și sănătatea în muncă la nivelul județului Vâlcea. Pe de altă parte, inspectorul șef al ITM Vâlcea Ion Tănăsoiu îl acuză pe adjunct de comportament agresiv și de faptul că firma familiei Sminticiuc ar fi încasat bani de la o societate la care a fost în control. Reprezentanții Ministerului Muncii și Justiției Sociale au mers astăzi să verifice situația de la ITM Vâlcea, iar angajații nu s-au sfit să-și spună nemulțumirile. Factură emisă cu semnătura domnului Sminticiuc, factura poartă data 19.02.2009 și are numărul 48 și ordinul, așa, deci este emisă de către Evirom SRL, firma familiei Sminticiuc, semnătura domnului Sminticiuc, și este încasată în data de 19.09.2016 cu ordin de plată. Pun la dispoziție aceste documente. Suma, factura este emisă de către Evirom și către firma Dix SRL. Angajatorul poate să... Și ce înseamnă chestia asta? Și perioadă când s-a făcut încasarea, exista vreun control de la ITM la acea firmă? Da, inspectorul șef adjunct s-a dus cu un salariat de la noi să-i arate angajatorului cine este mai nou inspectorul șef adjunct și a spus, bă, îmi dai bani? Bine, o duci bine, nu-mi dai bani, te execut. Și angajatorul i-a dat bani. Cum e? Nu există luat, nu este nimic ilegal în această factură. Cine doamnă, factura este emisă în anul 2009. Și eu sunt la ITM Vâlcea, dar întrebați-l pe angajator, vă rog frumos, nu mă întrebați pe mine. Deci vă rog frumos să-l întrebați pe angajator, nu pe mine. Da. Sumă, a fost și un control... Au fost mai multe controle. Deci acea sesizare, deci la firma respectivă s-au efectuat mai multe controle, la unul dintre ele am participat. Mulțumim. Și eu. Deci ați participat. Dar problema stă în felul următor. Această sesizare este făcută la cererea domnului Tănăsoiu, care l-a chemat pe respectivul, fiind prins cu niște lucrători, în contrast plângere. Deci controlul a avut loc în anul 2016, în august sau iulie, nu amintesc exact. Plângerea a fost făcută la exact 8 luni de zile după la cererea domnului Tănăsoiu. De această factură, domnul Tănăsoiu, ca să fie foarte clar, a fost informat imediat după control, deoarece respectivul era un prieten al domnului Tănăsoiu. De unde demonstrați? O să vă demonstrăm. Domnul Sminticiuc, firma asta, Evirom, sau cum se numește, este asociat dumneavoastră? În prezent, firma, da, este asociat, dar nu desfășoară activități de genul de care suntem. Este o firmă cu profil medical. A desfășurat. Numit în funcția de inspector șef adjunct în 2015, Viorel Sminticiuc a intrat în ultimii ani deseori în conflict cu angajații. Cei din urmă susțin că adjunctul îi împiedică să-și desfășoare activitatea pentru că nu avizează în termenul prevăzut de lege dosarele de cercetare a accidentelor de muncă. Mai mult, unii dintre ei reclamă că au fost băgați în comisia de disciplină pe nedrept. La rândul său, Viorel Sminticiuc se plânge că angajații ITM nu respectă legea. Noi în 7 zile trebuie să dăm avizul angajatorului. Dacă noi într-o zi, două, primim dosarul de la secretaria prin repartiție, care ne repartizează, ne uităm pe el o zi, două și îl dăm spre avizare și el ne-l ține 5-6 zile sau mai mult, fără nicio justificare, evident că nu te mai poți încadra în alea 7 zile ca să poți răspunde. Și ești vinovat. Conform procedurilor, tu ești obligat ca inspector de muncă în 7 zile să dai un răspuns. Adică dumneavoastră ați ajuns să fiți cercetați? Da, ne-a băgat în comisia de disciplină în cadrul compartimentului. Am fost mai mult de jumătate. Pe mine, de exemplu, că am fost martor la bătaie, m-a băgat în 3 comisii de disciplină. Bătaie dintre cine și cine? Dintre el l-a bătut pe inspectorul șef. Și eu am fost martor în birou când a venit și l-a bătut. În ce an s-a întâmplat? În 2017, în decembrie, pe 7 decembrie. Pentru că ați declarat că dânsul... Pentru că era martor cheie și că el după aia și-a scos un medical de 25 de zile și a zis că a fost și el bătut. Și ca să nu pot să fiu martor, tot mă amenința și mă agasează așa, ca să nu pot să fac treaba asta. Și de atunci tot timpul, orice hârtie, orice îi dai, ți-o respinge. Dosarul de cercetare accident mortal de la Berbești, m-ați umilit cu el sau nu? Ziceți, domnule, de ce nu mi l-ați semnat?
De ce nu mi l-a semnat când l-am înaintat la București? Era vorba de... Îmi cer scuze, nu mai pot. E bine să... Puneți compromis. Marica Mănuie, sunt inspector de muncă la ITM Vâlcea. Din 91. Da. Deci am avut dosar de cercetare mortal, că noi lucrăm cu treburi serioase aici. Nu mi l-a avizat. M-am dus la domnul inspector șef. Domnule, trece timpul. Noi avem niște teren. Nu sunt de ca parchetul să-i dau drumul la 3-4 ani de zile la dosar. Eu trebuie să-l fac în 15 zile să-i dau drumul la București spre avizat. Nu-l țin aici. L-am dat dumnealui, mi-l ținea acolo și nu-i mai, nu, mi-l blocase, nu mi-l mai dea. Mă duc la inspectorul șef, domnul inspector șef. Trebuie să-mi iau dosarul să-i dau drumul la București pentru că suntem penalizați dacă nu suntem operativ în termen. Domnul inspector, șef spune, domnule, hai să mai luăm și pe cineva cu noi. Și l-am luat pe domnul Iuga, colegul care e de față aici. Ne-am dus acolo, nu vă dau dosar. Păi de ce? Păi n-am avut timp să-l văd eu, că am obiecții la el. În sfârșit, cu chiu, cu vai, insistând, a dat dosarul, când constat nota de constatare din dosar lipsă, schițe foto lipsă, și i-am dat drumul la București pe, a refuzat să semneze dosarul. Pe vorba mea și a inspectorului general de stat, i-am explicat. Și inspectorul general de stat... Să scriem, refuză să semneze. Mi-l-a dat drumul, apoi mi l-a respins, deci... Nu vă mai spun că... Ați vorbește să stragere sau nu? Nu. Dar cum? Deci, documentul, dosarul despre care vorbește domnul Marica, după ce s-a încheiat procesul verbal, a primit număr de înregistrare, iar el a fost completat ulterior cu documente. Dacă primim acceptul să prezentăm acest dosar, ca să nu fie o justiție televizată, îl prezentăm și dumneavoastră analizați. Domnul Marica, da, dacă acest dosar, procesul verbal întocmit, documentele existente la dosar, dacă demonstrează că el acel proces nu avea voie există, să fie avizat. Vă rog frumos, în 5 zile de la domnul Marica, domnul Trofim, cum vorbești? De ce v-am spus? Că nu pot vorbi cu doi oameni odată. Deci cu domnul Marica, v-am spus. Procesul verbal se încheie în 10 zile și în 5 zile avem timp să instrumentăm dosarul. Dosarul a fost completat după încheierea... Dosarul a fost completat după încheierea procesului verbal. De ce nu l-am semnat? Pentru că nu era normal să semnezi ceva care era ilegal. Dosarul în forma aceea, așa ilegal cum susține dumnealui, care a venit de 2 ani și abar n-are de această, eu nu știu de unde adică a venit. Și, ce păi nu se pricepe. Dosarul i-am dat în forma asta scrisă. Drumul la București a fost semnat, aprobat. Nu vă mai spun că în acest dosar au lucrat 3 experți tehnici. Marica nu-i tâmpit, nu sunt nebun. Eu am lucrat pe mâna experților tehnici pentru că știu ce înseamnă un dosar când ajunge în instanță. Acolo se cere expertize tehnice, contraexpertize și așa mai departe. Deci dacă nu lucram pe mâna experților tehnici, mă spânzuram singur de gât. Și atunci totul a fost făcut ca la carte. Procesul nu știu de ce m-a semnat. S-a menținut în instanță, pot să vă spun. Uitați, consilierul juridic bun. Spune că CETO a făcut contestație. Da. I s-a respins apelul definitiv ca fiind nefondat. Și a rămas hotărâre definitivă și irevocabilă. Adică dosarul este bun. Dumnealui zice că nu e bun. Ce motivație au ei ca să fie contra dumneavoastră? Poate că sunt veri. O parte dintre ei nu înțeleg motivația lor. De exemplu, pe cei de la relații de muncă, de la alte compartimente, eu nu am colaborare cu ei și nu înțeleg motivația lor. Trebuie să-i întrebați pe ei. Pentru cei care sunt direct în colaborare cu mine, acolo sunt foarte clar lucrurile, pentru că nu respectă legea. Conflictul ar fi degenerat însă în 2017 în urma unei altercații între cei doi directori, deși Viorel Sminticiuc și-a scos certificat medico-legal ulterior, angajații din ITM susțin varianta lui Ion Tănăsoiu. Eram în birou, am venit la inspectorul șef, m-a chemat să facem un comunicat de presă pentru o campanie. În timp ce eram acolo, a venit domnul... Am solicitat să merg la control? Nu. N-am solicitat? Așteptam. Nu a fost motivul pentru care dacă nu mă lasă să vorbesc, așa face. Haideți tot timpul. A intrat domnul Sminticiuc în birou și domnul Tănăsoiu, te rog frumos, sunt ocupat, te rog frumos să părăsești birou. El a început să zică, domnule, știți că am venit cu... Și eu te rog frumos să părăsești birou, că am ceva. A deschis ușa și în fața mea aveam un registru din 1980 în care noi scriem dosarele de cercetare. Evidențele noi, evidența. Și domnul a furat dosarul din fața mea. Domnul Tănăsoiu a pus mâna pe registrul respectiv, s-a ridicat de pe scaun, a pus mâna pe registru și a zis, nu iei registrul de aici. Atunci domnul Sminticiuc a înjurat și a pus jos telefonul și agenda, a sărit și l-a bătut, i-a dat cu pumnii în față. Domnul Tănăsoiu s-a dat spre ușă, domnul Sminticiuc a sărit pe el, l-a dat în jos în birou, se vedea că birourile erau deplasate și a început să-i deie cu pumnii în burtă.
Eu l-am tras de pe domnul Tănăsoie. Și i-am zis, domnule, avem un cod de conduită. Nu e frumos să faceți așa ceva într-o instituție publică. Eu știu, dar a vrut să mă bată și pe mine, timpul ăsta s-a ridicat domnul Tănăsoie și a sărit iară la bătaie la el. Și la final a zis, lasă că vă arăt eu, și-a luat agenda, telefonul și-a plecat. Tot timpul a avut ochelarii pe ochi, n-a avut nicio lovitură, a venit în birou, ei s-a făcut rău domnului Tănăsoiu, a chemat salvarea, a venit salvarea în birou cu domnii de la poliție, domnii la poliție a dat și le-am povestit ce s-a întâmplat. Și a zis să-i conduc la domnul Sminticiuc. Domnul Sminticiuc, am impresia că ori s-a bătut în birou, ori s-a întâmplat ceva. Dar și când a venit, domnul Tănăsoiu a refuzat salvarea și domnul Sminticiu vă stați că merg eu, că și eu sunt bolnav. Soția e doctoriță, i-a dat 25 de zile de medicat. Pe 30 de zile. Zigomatică. Pe 30 de zile. Poate ochelari, are fractură zigomatică și de arcadă. Da. Atâta vă spun. Și semnul de fractură zigomatică. Nu zigomatică. Nu fost. Numai puțin, suntem de specialitate, dar semnul unde este? În ultimii ani, la Inspecția Muncii din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, au ajuns mai multe sesizări cu privire la situația explozivă de la Vâlcea. Ne pare rău de această situație. Sperăm că se va despica până la urmă apele, se dezamorsează și trebuie să ne apucăm de treabă, că ăsta este scopul. Deci, dacă zicem că ați venit să-l controlați pe el, nu pe noi. Nu tot. În primul rând nu este control. Încă o dată subliniez. Domnule, am venit să controlăm avizele. Deci, vreau să subliniez față de presă, de toți. Nu este un control. Deci este o verificare a acelor adrese care au plecat de la domnul inspector șef adjunct Sminticiuc și care nu a respectat roful. Trecând peste domnul inspector șef, orice document, menționez, orice document care pleacă dintr-o instituție trebuie să plece cu semnătura inspectorului șef, nu cu a ajunctului sau cu a inspectorului, care semna fiecare să semneze ce vrea. Acesta este cel de-al doilea control la ITM Vâlcea pe parcursul acestei luni, iar unii dintre angajați se simt vizați, deși ei sunt cei care au reclamat la București o serie de probleme care le afectează activitatea.